Oamenii au început să cinstească, oamenii nu mai cinstesc pe Dumnezeu. Nu mai cinstesc la ora actuală pe Dumnezeu, pentru că a înviat din nou și cultul acesta, cum era în vechimea al împăratului. Astăzi a înviat sub alte forme. Astăzi este cultul vedetelor. Înnebunesc oamenii pentru un autograf, de la un fotbalist, de la un handbalist și așa mai departe. Dau milioane, zeci de mii de dolari ca să cumpere tricoul care l-a purtat nu știu care cântăresc de muzică, eu știu, rock, pop, populară și așa mai departe. Iată în ce nebunie au ajuns, au lăsat la o parte moaștele sfinților, au lăsat la o parte biserica și aleargă ca nebunii în aceste locuri, închinându-se la niște oameni care sunt pătimași și trecători. Mi-aduc aminte, chiar acum la știri, spunea într-o seară că a murit acum un sportiv, nu știu ce, basketbalist sau nu știu ce era el. Stau și mă gândesc cât de proști sunt, mulți proști sunt cu facultăți înalte la ora actuală. Cât de mulți sunt. Anunță la știri că de acum acel basketbalist a plecat ca să joace într-o echipă a îngerilor. Auzi, domnule, ca și cum în cerul se joacă fotbal, se joacă basket acolo, în Împărăția Lui Dumnezeu. Acolo oamenii beu, joacă, cântă, muzică rock, muzică populară. Auzi, în ce hal a ajuns omul să-l echipe pe Dumnezeu? Și a ajuns să creadă el despre Dumnezeu și Împărăția Lui Dumnezeu, vă puteți imagina? Deci, în ce hal se coboară, putem spune că mai rău ajungem chiar decât dobitoace, cum spune. Omul în cinste fiind n-a priceput asemănatul sau dobitoacul cel fără de minte. Așa ajunge omul, ca dobitocul fără de minte să creadă. Ne închinăm la lucruri trecătoare, vizi credincioși, nu mai credem, și asta e dovada că nu mai credem în adevăratul Dumnezeu. Iată, de aceea au puteri, într-adevăr, asupra oamenilor, duhurile necurate. Cum spunea cuviosul Paisia Ghiuritul, spunea în felul următor, când cineva spunea că părinte s-au prins cu tare vrăj de mine, ce spunea părintele? Ai dat drepturi diavolului din cauza aceasta. În momentul în care dai un drept diavolului, în momentul acela el se prinde de tine. Și ce înseamnă a da drepturi diavolului? Înseamnă a trăi în păcat, a trăi într-un tunericul duhovnicesc, aceasta înseamnă a da drepturi diavolului. Și atunci capătă puterea asupra ta. Și vedem că apar, cum au apărut la început, un fel de prezicători care au spus ce va fi cu România, ce va fi cu America, ce s-a întâmplat cu Bush, cu mai știu care președinți și mai departe. Eu nu m-aș mira ca unele dintre aceste prorocii, acestor falși proroci să se împlinească. Și știți de ce? Pentru că sunt foarte mulți oameni în societate care cred în diavol și care cred în aceste puteri ale acestor prezicători. Din cauza aceasta, deci diavolul este neputincios, cum spun Sfinții Părinți, dar noi îl facem puternic prin viața noastră păcătoasă și prin faptul că credem în trânsul, prin aceasta. De ce se întâmplă să spunem că chiar atunci îți profețește o prezicătoare sau un vrăjitor în acesta, îți spune ceva că se va întâmpla și ți se întâmplă într-adevăr? De ce se întâmplă? Pentru că ești robul și ești sub stăpânirea Satanei. Din cauza aceasta se întâmplă. Este la fel, dacă vreți, ca și cum un criminal din acesta ar lua un ostatic. Și dacă ia un ostatic, ce îi spune? Ai să mai trăiești 2 zile. Și peste 2 zile acela va muri. De ce va muri? Pentru că viața lui este mâna criminalului și el peste 2 zile o poate ucide. La fel și aici, de aceea se împlinește profeția. Pentru că viața celor oameni este mâna diavolului. Ei cred în trânsul. Și atunci se împlinește și spune, ai văzut, a avut dreptate prezicătorul ce a spus, că așa s-a întâmplat. Da, pentru că tu ai crezut și pentru că trăiești o viață păcătoasă, de aceea s-a întâmplat așa. Nici de cum, pentru că diavolul ar fi atoate puternic. Asta este o nebunie să credem lucrul acesta. Deci dacă dăm noi drepturi vrăjmașului, iată capăt mare putere asupra noastră.